Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Lăudați să fie Dumnezeu! Dragi miri, Nelu, Estera, astăzi, 1 mai 2011, este ziua cununiei voastre. Este ziua manifestării a publicării iubirii voastre unul către celălalt și ziua asumării responsabilităților în perspectiva căsătoriei pe care ați pregătit-o, pe care ați visat-o și care astăzi se realizează prin ajutorul lui Dumnezeu. Acolo sunt oamenii care v-au adus pe lume. Dumnezeu i-a folosit pe ei ca să vă aducă pe voi în existența aceasta. Sunt ani de la, din care voi mai vă aduceți aminte doar ce vreți. Dar anii aceștia au fost Anii în care s-a împletit bucuria cu greutățile vieții. România, acomodarea în America, o nouă limbă, o nouă cultură, un nou mod de a exista, un nou anturaj în Biserica lui Dumnezeu și iată-vă mari. Scriptura spune să vă ascultați părinții și a fost o obligație sfântă pentru voi până astăzi în ziua Anunții. Scriptura vă spune, astăzi cinstiți-vă părinții. Să nu -i uitați pe oamenii aceștia care au investit în voi. Să nu uitați sensibilitatea mamelor voastre și să nu uitați așteptările taților voștri. Să nu așteptați ca ei să merite. Poziția lor de părinte vă obligă pe voi să le dați cinste, respect, să-i ajutați și să iubiți, pentru că sunt oamenii prin care voi astăzi stați pe scaunul acela frumos al mirilor este nunta voastră, noi toți suntem aici pentru voi și Domnul a venit să vă binecuvinteze pentru că l-am invitat împreună. Stimată Biserica Domnului Iisus, vreau să citesc din Scripturi un pasaj biblic, Poezia care a fost recitată a vorbit despre Isaac și Rebecca, despre Eliezer un slujitor al lui Avram, părintele credincioșilor, trimis cu responsabilitate să aleagă fată pentru băiat. Cultura de atunci făcea posibil un astfel de obicei. Aș vrea să citesc din Scripturi împreună cu dumneavoastră câteva versete, pentru ca mai apoi să devină limpe de predica. O să vă cer în numele Domnului să manifestați respect pentru cartea aceasta și pentru Dumnezeul care a scris-o și să vă ridicați în picioare. Genesa, capitolul 24. Avram era bătrân, înaintat în vârstă și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui, puneți-te, rog, mâna sub coapsa mea. Și te voi pune să jur pe Domnul Dumnezeul Cerului și Dumnezeul Pământului că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac. Robul i-a răspuns, poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în țara aceasta, va trebui să duc oare pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu, Avram mi-a zis, să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeul Cerului care m-a scos din țara tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând, seminței tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta. Și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci, cu niciun chip să nu duci însă acolo pe fiul meu. Robul și-a pus mâna sub coapsa stăpânului său Avram și i-a jurat care să păzească aceste lucruri. Robul a luat 10 cămile dintre cămilele stăpânului său și a plecat având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său. S-a sculat și a plecat la Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. A lăsat cămilele să se odihnească în genunchi, afară din cetate, lângă o fântână. Era seară, prevemea când ies femeile să scoată apă. Și a zis: Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi zbândă astăzi și îndurete de stăpânul meu Avram. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă. Și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata căreia îi voi zice, pleacă-ți vadra, te rog, ca să beau. Și ea va răspunde, bea și am să dau de băut și cămilelor tale, să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău Isac. Și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Nu sfârșise el încă de vorbit și a ieșit cu vadra pe umăr Rebecca, fata lui Betuel, fiul Milcăi, nevasa lui Nahor, fratele lui Avram. Fata era foarte frumoasă era fecioară și niciun bărbat nu a fusese legături cu ea. Ea s-a coborât la izvor și a umplut vadra și s-a suit iarăși. Robul a alergat înaintea ei și a zis, dăm te rog, să beau puțină apă din vadra ta. Bea domnul meu, a răspuns ea. Și s-a grăbit de a pleca vadra pe mână și i-a dat să bea. După ce i-a dat și a băut de s-a săturat, a zis, am să scot apă și pentru cămilele tale până vorbea și se vor sătura. A vărsat în grabă vadra în adăpătoare și a alergat iarăși la fântână ca să scoată apă și a scos pentru toate cămilele lui. Omul o privea cu mirare și fără să zică nimic, ca să vadă dacă Dumnezeu a făcut să-i izbutească sau nu călătoria. Când s-au săturat cămilele de băut, omul a luat o verigă de aur de greutatea unei jumătăți de siclu și două brățări grele de zece sicli de aur. Și a zis, a cui fată ești? Spune-mi, te rog este loc pentru noi în casa tatălui tău ca să rămânem peste noapte? Ea a răspuns, eu sunt fata lui Betuel, fiul mil, Milcăi și al lui Nahor. Și i-a zis mai departe, avem paie și nu din belșug și este și loc de găzduit peste noapte. Atunci omul a plecat capul și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului, zicând, Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul stăpânului meu Avram, care n-a părăsit în îndurarea și credincioșia lui față de stăpânul meu. Domnul m-a îndreptat în casa fraților stăpânului meu. Amin. Până aici cuvântul domnului. Scumpii mei, reocupați-vă locurile. Suntem la nunta lui Nelu și Estera, alături de părinții lor, familiile Cardoș și Coldea, frații noștri, prietenii noștri, tovarășii noștri de călătorie spre cer și ne bucurăm alături de ei, ne bucurăm de bucuria lor. Au investit în copiii aceștia și astăzi se bucură văzându-i mari, ținându-se de mână cu pasiunea iubirii, pregătiți să înceapă o nouă dimensiune a existenței lor, viața de familie. Noi care suntem căsătoriți, îi privim și ne rugăm lui Dumnezeu să-i binecuvinteze. Astăzi am un cuvânt de predică și am intitulat predica aceasta Principiile căsătoriei. Este inspirat din textul pe care l-am citit și mi-ar fi plăcut să fie timp să citesc tot capitolul pentru că era mai ușor de înțeles ceea ce o să adaug cu predica mea. Principiile căsătoriei. Alegerea este unul dintre marile privilegii pe care oamenii le-au primit de la creatorul lor atunci când s-au născut. Avem dreptul să alegem multe lucruri în viață. Foarte puține sunt lucrurile pe care nu avem dreptul să le alegem și pe acelea trebuie să le primim cu mulțumire de la Dumnezeu, orică ne plac, orică nu ne plac. Însă faptul că Dumnezeu ne dă dreptul și libertatea să alegem, peste noi vine o uriașă responsabilitate a consecințelor alegerilor noastre. Unii oameni își permit să aleagă în grabă, greșit, și mai apoi restul vieții sunt supărați de consecințele pe care le suportă și dau vina pe Dumnezeu, pe părinți, pe oameni și pe împrejurări. Dumnezeu îți dă libertatea să alegi, dar nu uita că vine la pachet împreună cu responsabilitatea de a suporta consecințele. Libertatea omului de a se căsători cu cine vrea îi ia dreptul să divorțeze. Dacă s-ar căsători cu cine vor părinții, atunci el supărat și nemulțumit ar avea dreptul să își schimbe partenerul de viață pentru că nu și l-a ales el. Dar atâta timp cât ai un an, doi, trei, cinci la dispoziție și dintre 3-4 miliarde de fete și de băieți îți alegi una și unul, cum vine aia că te răzgândești? Alegerea tovarășului de viață este atât de importantă încât afectează toate dimensiunile existenței. Nu rămâne niciun colț al vieții care să nu, ia, să nu fie afectat de omul pe care îl pui lângă tine. Pentru el vei plânge sau cu el vei râde. Din cauza lui vei fi fericit sau nefericit. Omul acesta de lângă tine, după Dumnezeu, este al doilea om care îți influențează viața. Părinții mână în urmă, te muți din casa lor, îți schimbă obiceiurile, îți coloreze altfel casa, Poate nu mai bei ceai ca la mama, ci inventezi să bei cafea, sau, sau, sau. Toate se schimbă, sau o mare parte din ele. Însă, pui lângă tine o persoană care vine dintr-o altă familie, cu alte obiceiuri, cu altă mentalitate, cu alte particularități, cu un alt specific, și împreună lucrați o viață ca din cei doi să se formeze unul cu același mod de viață. Principiile alegerii tovarășului de viață și a conviețuirii, a coabitării, a trăirii în familie fac ca această alegere să definească ce se va întâmpla în fiecare zi până la moarte. După alegerea lui Dumnezeu ca și Domn cea a lui Isus ca și Mântuitor, nu există o alegere care să vă afecteze mai tare destinul. Nici măcar alegerea să vă mutați în Bangladesh sau într-o altă țară din Africa. Vreau să spun câteva dintre principiile pe care le surprinde textul biblic, cartea aceasta care ne inspiră viața, credința, valorile, convingerile, cartea aceasta care ne spune cum să trăim și cum să murim. Primul principiu este principiul compatibilității. A fi compatibil înseamnă a te potrivi cu. Principiul compatibilității înseamnă principiul potrivirii. Versetele 3 și 4. Avram i-a spus bărbatului pe care l-a trimis, un om bătrân în care avea încredere, să te duci în țara la neamul de unde am ieșit eu și de acolo să iei o fată, să aibă aceeași cultură, să aibă aceleași obiceiuri, să aibă același fond, să nu cumva să iei o fată dintre cananiți, națiunea în care ne aflăm acum, pentru că între noi și cananiți nu există nici o asemănare, doar diferențe. De ce să nu fie fata cananită? Ei locuiau în Canaan, ei locuiau printre cananiți. De ce să nu fie fata cananită? Citind Biblia cu băgare de seamă, constatăm că acești cananiți aveau un trecut și trecutul lor era următorul. Canaan, de unde se trag cananiții, a fost nepotul lui Noe. Noie, după ce a ieșit din corabie, a sădit viță de vie și a băut din zeama strugurilor și știți bine că s-a îmbătat. S-a dezgolit în mijlocul cortului și s-a culcat gol. Copiii lui l-au văzut și unul dintre ei a râs de el, s-a purtat necuvincios. Și atunci noie l-a blestemat pe copilul lui, pe Canaan, și a spus așa, blestemat să fie Canaan, Blestemul să se țină de el și blestema să rămână mereu. Și din omul ăsta a ieșit un popor. Și omul acesta și poporul care a ieșit din el a fost blestemat. Un popor aflat sub blestemul lui Dumnezeu. Un popor lipsit de binecuvântare. Un popor lipsit de protecția Creatorului. Un popor care umblă departe de fața Domnului și pentru care îndurările Domnului nu se înnoiesc în fiecare dimineață. Un popor care trăiește în întuneric departe de cel preanal care guvernează cerul și pământul. Un popor lipsit de protecția lui Dumnezeu. Un popor fără Dumnezeu. Un popor fără binecuvântare. Și Avram a știut asta și a spus să nu cumva să lești destinul copilului meu de o fată aflată sub blestem, pentru că odată cu ea, în viața copilului meu, va veni și blestemul din viața ei. Și eu nu vreau ca acest copil să fie blestemat, pentru că el face parte din linia genealogică, el face parte din mesajul profetic pe care mi l-a dat Creatorul. În felul acesta se va naște un popor și din poporul acesta se va întrupa într-o zi Mesia prin Fecioară. Să nu cumva să strici planul acesta. Compatibilitate. A vă potrivi este esența fericirii. Oamenii se ceartă datorită diferențelor. Diferențele ne fac să avem opinii diferite și să ne certăm. Și începe lupta care să aibă dreptate, care să se impună. Compatibilitățile sunt de multe feluri. Prima dintre ele e compatibilitate spirituală. E foarte complicat să te căsătorești cu cineva care alt, are altă religie. Duminică dimineața tu stai la film, ea se duce la biserică. Duminică dimineața ea se închină lui Allah, tu te închină lui Dumnezeu. Duminică dimineața tu mergi la baptiști, ea merge la pentecostali compatibilitate spirituală. Duminică dimineața tu te rogi și el dansează compatibilitate spirituală. Apoi există compatibilitate morală. Unul bea, consumă alcool, altul nu. Unul fumează, celălalt nu suportă mirosul de țigare. Și ceartă, ieși afară și fumează. Nu, e casa mea, am dreptul să fumez în casa mea. Diferențe care provoacă conflict. Apoi există compatibilitate culturală. Fiecare venim dintr-o cultură. Fiecare cultură are o limbă, are niște obiceiuri, are un specific. Eu nu vorbesc împotriva ecumenismului, eu vorbesc din scriptură doar. Ceea ce se înțelege în mod indirect este ceea ce se înțelege în mod indirect. Ceea ce spun eu este ceea ce spun eu. Adică ceea ce scrie Biblia în timpul acestei predici. Compatibilitate culturală presupune obiceiuri, presupune priorități, presupune valori. Este foarte greu să stai restul vieții lângă cineva care se culcă când tu te trezești și care se trezește când tu te culci. O să rabzi odată, rabzi de două, rabzi de nouă, dar până la urmă îi spui și când îi spui la nervi îi spui în așa fel încât se supără și nu te mai uită o viață. Avram a fost om în vârstă și a știut ce îi spune. Ia pentru copilul meu o fată ca el. Unii se ceartă și pentru că ea are studii și el nu are. Și toată viața îl tratează cu dispreț sau o tratează cu dispreț și îi spune, tu vorbești, tu de-abia știi să numeri. Eu am facultate. Și așa se poartă toată viața, ca un intelectual. Iar ea sau el, ca un analfabet. Cum se simte ea? Foarte umilită. Cum se simte el? Superiorul. Amândoi fac casă, ca să fac. Dar altceva? Familie fac, Avram a fost un om înțelept și când i-a spus robului său, du-te în casa tatălui meu și de acolo să iei, ficio, de acolo să iei fată ficiorului meu, a știut ce spune. Principiul compatibilității. Nelu Estera, voi sunteți din același neam, aveți același sânge într-un fel din punct de vedere național. Însă aveți o grămadă de diferențe, pentru că veniți din două familii, sunteți două temperamente diferite, ați crescut în două medii diferite și restul vieții va fi un timp în care voi veți lucra la potrivire cu privire la lucrurile mici. Investiți-vă în aceste potriviri. Aveți răbdare unul față de altul. Iubiți-vă. Dați-vă o a doua șansă. Tratați-vă cu respect. Fiți bun unul cu altul. Faptul că sunteți astăzi aici, pentru noi, este o promisiune că veți face asta. Dumnezeu să vă ajute. Al doilea principiu este principiul călăuzirii. Observați ce spune Avram. Îngerul Domnului te va călăuzi. Să ai succes în misiunea pe care ți-o încredințez. Când a auzit Eliezer că îngerul lui Dumnezeu îl călăuzește, a spus eu, trebuie să vorbesc cu acest Dumnezeu. Cum poți vorbi cu Dumnezeu? Cu Dumnezeu nu poți vorbi în fața televizorului? Cu Dumnezeu nu poți vorbi la parc, trebuie să vii la biserică? Cu Dumnezeu nu poți vorbi cu țigarea în gură, nici mor de beat? Cu Dumnezeu poți vorbi când te apleci cu decență și cu căință în fața lui și îi spui, Doamne, eu sunt un om de pe pământ, mă simt vinovat de multe dintre aspectele vieții mele, vin la tine ca la cel care a creat universul, viața mea e în mâna ta și inima aceasta bate la porunca ta, ai putea să o oprești acum. Doamne, te respect și îmi pare rău de ce te-am supărat, te rog, fieți milă de mine, de sufletul meu, fieți milă de membrii familiei mele, Eliezer s-a rugat. Fără rugăciune, viața este complicată. Omul este singur, necazurile îl sufocă și disperarea îl conduce la gândul sinuciderii sau își înneacă necazul într-o grămadă de vicii de care devine dependent. Omul ăsta s-a rugat și a cerut călăuzire și a pus un semn și a spus, Doamne, voi face așa și așa și așa. Observați, vă rog, principiile călăuzirii. Omul acesta a pus un semn. Cei mai mulți tineri pun semne. Însă semnele lor nu sunt întotdeauna semnele lui Eliezer. Ei spun așa, dacă sună telefonul în următoarea oră, e de la Domnul. Dacă mâine de dimineață când mă trezesc, plouă, e de la Domnul. Astea semne? Asta e ghicitorie, asta este întâmplare, asta este horoscop. Uitați ce semn a pus Eliezer. Eliezer a pus un semn de natură morală și a spus așa: Doamne, dacă voi vedea prin felul în care se comportă că e o fată bună, o fată miloasă, o fată care e ospitalieră, respectă pe cei în vârstă și toate aceste calități o vor face când eu, un om în vârstă, mă duc la ea și am înfățișarea de străin în partea locului. Și îi voi spune, Tinerico, Vrei să-mi dai puțină apă să beau? Mă vezi bătrân, sunt neputincios, îmi e sete, mie mi-e greu să scot. Tu ești fată tânără, ai putere. Vrei să-mi dai puțină fa apă să beau? Ea dacă va avea inimă și va avea minte și caracter, va spune, da, domnul meu, o să-ți dau. Și de la ea inițiativă va spune, știu că și cămilelor tale le este sete, de aceea și pentru ele voi scoate. Buna creștere, educația, caracterul o va face să aibă milă, o va face să aibă respect și o va face să aibă inițiativă anticipând și alte nevoi pe care bătrânul nu le-a solicitat și a pus un semn moral. Nu să sune telefonul, că în aia nu e moralitate, e doar electrotehnică și tehnică și tehnologie. Oamenii lui Dumnezeu pun semne din lumea lui Dumnezeu. Nu ei nu t mobil, nu, nu. Oamenii lui Dumnezeu pun semne morale și semnele acestea Pun în evidență caracterul, spiritualitatea, pocăința, omenia, bunătatea, iubirea, că de astea este nevoie în viață. Că telefonul, poți să-ți cumperi mâine 10, dar dacă nu te înțelegi cu nevasta, la ce-ți folosesc? Ca ai o ureche și o gură. Două ai, dar numai la una vorbești cu telefonul. Principiul călăuzirii vorbește despre faptul că oamenii lui Dumnezeu sunt ghidați de Dumnezeu în aspectul căsătoriei. Nelu Estera, sunteți aici pentru că Dumnezeu v-a îndreptat inima unul spre celălalt. Dumnezeu v-a călăuzit sentimentele, să vă îndrăgostiți, să faceți logodna și astăzi, alături de părinții voștri, de oamenii aceștia care au investit în voi, să fiți aici și să procedați la legământul căsătoriei care o să țină o viață întreagă. Dumnezeul care v-a călăuzit unul spre altul, vă va binecuvânta în fiecare pas pe care îl, faceți, pe care îl veți face în călătoria spre cer. Al treilea pas pe care îl găsim, al treilea principiu pe care îl observăm în această misiune a lui Eliezer, este principiul estetic. Uitați ce spune Scriptura. Fata era foarte frumoasă. Fata era foarte frumoasă. Frumusețea este o chestiune importantă pentru bărbații. Și femeile știu asta. Frumusețea este o chestiune importantă pentru băieți și fetele știu asta. Cât de mult folosește o femeie make-up și cât de mult folosește un bărbat? Dacă lumea cosmetică, care este una dintre cele mai profitabile afaceri ale momentului, ar depinde de bărbați, mâine ar da faliment. De pe vremea lui Sara se umblă cu un sori cu petale de trandafir puse în apă când ieși din baie, să miroși frumos. Și alte tot felul de unde lemnul și de miresme, pentru că femeia știe lucrul ăsta. Am să citesc câteva versete din Biblie. Noi respectăm cartea aceasta. În absența ei, Dumnezeu este orice și nimic. În prezența ei, Dumnezeu este ce spune Biblia. Uitați ce spune Biblia când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sara. Cine a zis asta? Avram, tu ești o femeie frumoasă. Iată dar ce femeie și-a ales Avram, o femeie frumoasă. Fata era foarte frumoasă. Genesa 24 cu 16. Când îi punea oamenii locului acele întrebări cu privire la nevasta lui, el spunea că e sursa, pentru că Rebecca era o femeie foarte frumoasă. Lea avea ochii slabi, Lea e o nume de femeie, Lea avea ochii slabi, dar Rahela era foarte frumoasă. Observați cineva și nevastă și-a luat Iacov? Poate că printre cei prinși vei vedea o fată frumoasă și vei dori să o iei de nevastă. Observați printre altele care este caracteristica din mintea băieților când vor să-și ia nevastă? Frumusețea. Numele acestui om era Nabal, adică nebun. Și nevasta lui se chema Neb Abigail și era o femeie cu judecată și o femeie frumoasă. A fost nebun, dar a fost suficient de sănătos ca să-și ia o nevastă frumoasă. După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă numită Tamar. Vedeți că Biblia remarcă această calitate a femeilor. Calitatea aceasta estetică nu înlocuiește calitatea morală, spirituală a sufletului, a inimii, a Duhului, dar ea are rolul ei. Împărăteasa Vasti era frumoasă la chip. El creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă. Sunt multe versete în Biblie, am scos doar câteva ca să vi le citesc, să vă spun că esteticul este important pentru băieți atunci când își aleg fată în perspectiva căsătoriei. Observați că Biblia remarcă că Rebecca era frumoasă. Biblia nu folosește cuvinte nici în plus, nici în minus. 4. Principiul castității. Principiul castității, sau dacă îmi permiteți, principiul virginității. Uitați ce spune Scriptura. Am citit mai devreme despre faptul că era frumoasă. Acum o să citesc și partea următoare a versetului. Fata era frumoasă și era fecioară. Și pentru mine este complicat să predic despre asta și pentru dumneavoastră să ascultați. Dar pentru Dumnezeu n-a fost complicat să pună în această carte și fiii oamenilor, indiferent dacă trăiesc în secolul 21 sau înainte de Hristos, dacă trăiesc în America sau în România, să știe că virginitatea este apreciată de Dumnezeu și că în biserică este expresia neprihănirii, a moralității și a pocăinței Uitați ce spune Scriptura O să citesc câteva versete biblice Sara era încă Sora sa era încă fecioară Stătea lângă el și nu era măritată Femeia pe care o va lua de nevastă să fie fecioară să nu iei o văduvă, să nu iei o femeie despărțită, nici o femeie spurcată sau curvă, ci femeia pe care o vei lua de nevastă din poporul tău să fie fecioară. Trebuie să menționez că aici era vorba despre o anumită categorie de slujitori. El o, învinovă, el o învinuiește de lucruri nelegiuite și îi scoate nume rău, zicând, am luat femeia aceasta, m-am apropiat de ea și n-am găsit o fecioară. Dacă fata n-a fost găsită fecioară, să fie scoasă la ușa casei tatălui ei și să fie omorâtă cu pietre de oamenii din oraș. De ce? Să moară pentru ca a săvârșit o mișelie în Israel. La o fecioară logodită, spune Biblia despre Maria, fecioara prin care s-a întrupat Mântuitorul, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David, numele fecioarei era Maria. Nu citesc toate versetele care pun în evidență frumusețea femeii și calitatea lor de fecioară înainte de căsătorie. Principiile acestea sunt principii ale căsătoriei. Dacă o fată înainte de căsătorie nu este cu minte. Greu de crezut că va fi după. Aceasta este logica Bibliei. Și Dumnezeu ne îndeamnă pe noi pe toți și pe băieții care urmează să se căsătorească, să gândească biblic, că Dumnezeu știe cum să-i sfătuiască pe fiii oamenilor ca să fie fericiți. Să vrem fericirea este normal, să o avem, credeți-mă că este anormal. E anormal pentru că normal oamenii nu au. Oamenii trăiesc în absența lui Dumnezeu, cu ochii pe valorile pământești, cu dorința de plăcere, de bani, uitând de Creator, neglijându-i poruncile și se trezesc în viața lor la marginea drumului, la capătul puterilor. Și atunci se gândesc de ce este viața grea și dau vina pe părinți, dau vina pe biserică, dau vina pe Dumnezeu, dau vina pe împrejurări, dau vina pe cutremurul din Asia, dau vina pe radiațiile din Japonia. Numai la alegerea lor, care arată ce principii au, nu se uită. Principiul oportunității, ăsta este principiul timpului potrivit, spune Biblia în Cântarea Cântărilor, nu stârniți dragostea până nu vine ea. Cum explică cineva faptul că o adolescentă care nu are de gând să se căsătorească, are prieten, are boyfriend, nu are de gând să se căsătorească, urmează să se căsătorească peste 5 ani sau poate peste 10 ani, dar are prieten. Întrebarea mea este, de ce și-a făcut prieten, ce are de gând să facă cu el? La întrebarea asta trebuie un răspuns înțelept. Penultimul principiu pe care îl găsim în povestirea, în prezentarea Bibliei de aici este principiul alegerii, versetul 58. Cel mai periculos lucru în viață este să alegi un om sau un lucru greșit, pentru că alegerea te obligă să rămâi proprietarul lucrului ales. Priviți, vă rog, că această alegere trebuie verificată. Și aceasta pune în evidență principiul confirmării. Principiul alegerii presupune ca partenerul să fie cunoscut. Asta este calitatea alegerii. Calitatea alegerii constă în a cunoaște partenerul. Este riscant să te căsătorești cu cineva pe care nu-l cunoști, pentru că s-ar putea să fie altfel decât cum speri. Adevărul este că, profund, nu poți să cunoști pe cineva nici la sfârșitul căsătoriei, nu la început, dar totuși să te căsătorești fără să-ți cunoști omul de care îți viața este o mare aventură. Dacă calitatea alegerii constă în cunoaștere, verificarea alegerii constă în confirmare și practicarea alegerii constă în conviețuire. Închei spunând despre confirmare, principiul confirmării. Observați că confirmarea atârnă de ceea ce spune propria conștiință, atârnă de ceea ce spun părinții care te-au crescut și atârnă de ceea ce spune Dumnezeu care te-a creat. Doi tineri înțelepți nu se vor simți săcăiți de bătrâni, de babaci, de părinți, de părinții care i-au făcut. Atunci când le spun fiule, fică, ține cont și de părerea mea că am trecut prin viață, eu am experiență în căsătorie, că m-am căsătorit, tu n-ai făcut niciodată treaba asta, nu zic să te căsătorești cu cine vreau eu, dar consideră ceea ce eu spun, că ochii ăștia au văzut multe într-o viață de om. Gândește-te mai mult la ceea ce îți spun, că îți vreau binele. Copiii care își neglijează sfaturile părinților, s-ar putea, nu în mod obligatoriu, s-ar putea să greșească și greșeala este mare și plătesc payment lunari, până când, dacă nu zilnici, până când se termină viața. Este ideal pentru un copil, pentru un tânăr care se căsătorește să primească confirmarea propriei conștiințe printr-o liniște sufletească, să primească confirmarea părinților prin accept și prin faptul că sunt aici la nuntă, binecuvântându-i prin prezența lor și să primească confirmarea lui Dumnezeu care astăzi le dă binecuvântarea. Toată armata americană nu-l pot binecuvânta pe Nelu, îi pot da doar salariu și serviciu. Cine-l poate binecuvânta e Dumnezeul Cerului și al Pământului. Au fost colegi de-ai lui care au fost răniți în timpul aplicațiilor. El este întreg, are două mâini, are două picioare și s-a astăzi lângă mireasa lui. Știți cine l-a păzit? Dumnezeu din ceruri, lăudat să fie Domnul. Cine e binecuvântat de Dumnezeu, rămâne binecuvântat. Frumusețea și măreția căsătoriei depinde de libertatea alegerii partenerului. Așa a spus Adam atunci când a stat lângă cea prezentată de Dumnezeu, spunând următoarele cuvinte în sfârșit. Și expresia aceasta a fost confirmarea conștiinței lui. Da. Când spui da, nu mai poți să spui nu. Când spui da, poți să iubești, poți să ierți, poți să ai milă, poți să zâmbești, poți să nu mai dormi dacă e nevoie în și estera. Dar omul acesta pe care a să îl ții de mână, este omul spre care te-a călăuzit Dumnezeu. Să te rogi pentru el, pentru ea, să-l iubești, să l iubești, să vă respectați, să vă cinstiți părinții și să nu uitați, locul acesta în care v-ați cununat este locul în care trebuie să veniți oricât de desputeți, ca să vă întâlniți cu El, cu Regele, pentru ca să vă reînnoiți răbdarea, bunătatea, mila, credincioșia, iubirea și toate celelalte. Vă binecuvântăm astăzi în casa Domnului pe voi și pe părinții voștri care au inima plină de bucurie și ochii înlăcrimați. Există și plâns de bucurie și acesta este plânsul nostru la sărbătoarea voastră. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi.betani.cc Până data viitoare când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.